Vreau să citesc cuvântul din care se va predica astăzi. M-a rugat Ticu să o fac și deschideți împreună cu mine cei ce aveți scripturile, bănuiesc că toți le aveți la dumneavoastră. Văd multe scripturi aici. Ridicați-le sus să vedem câți aveți Biblia la voi. Domnul să vă binecuvinteze. Pe cei care le-ați uitat acasă să vă binecuvinteze data viitoare să le aduceți cu voi. Matei, capitolul 8, începând cu versetul 18, Sfânta Carte ne spune așa. Cum să urmăm pe Iisus? Titlu. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, Ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea? Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim și lui fratele că să nu mă băcăiesc eu cu lupa mea. Am zis să citească el Sfântul Cuvânt. Domnul să fie slăvit pentru toate. Vă rog acum, ocupați locurile și Dumnezeu din cer să deschidă inimile tuturor ca să putem cu adevărat primi cuvântul așa cum se cade. Glorie Domnului Iisus! Frați sfinți, pentru astăzi acest cuvânt mi-a fost dat în inima mea să-l citesc. N-am știut unde mă voi opri cu gândurile mele, dar ăsta a predominat și pe ăsta îl vom depăna cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, în măsura Harului îngăduit. Și îl rog pe Domnul Dumnezeu, El să pună în gura mea cuvintul Lui. Amin. Duhul Sfânt să întocmească frazele și expresiile să fie a Lui. Glorie Domnului Iisus! Aș intitula de început pentru primul citat, cum să urmăm pe Iisus, rugăciuni neascultate. Rugăciuni neascultate. Toți oamenii se roagă la Dumnezeu. Și ateii care zic, nu este Dumnezeu, dar ei nu-s convinși de asta. Eram odată în munții Apuseni, de la Oaș, acolo sus, și unul se lăuda că el nu crede în Dumnezeu și el nu așa și nu așa. Și el lucra la plutire pe râu, străj, cum se zice,
plutire sălbatică. Venea buștenii grămadă și să nu se oprească unul că pe încurca pe ceilalți toți. Erau oameni puși așa pe lângă râu, cu țapin, cu hău, cum zicea ei, să întoarcă lemnul în cursul apei, să nu stea și să facă pladie acolo. Și așa el era ud, săracul, până pe la genunchi cel puțin, totdeauna. Acum a fost un pic de soare frumos și-a dat cizmele jos și și-a pus obdealele pe o cioată acolo de brad și el s-a pus pe altă brad, pe altă cioată de brad. Și cum e la munte, când te uiți încolo e soare, când te uiți încolo apare o noră, odată te plouă, nu trebuie să aștepți. Numai vine o nor repede și el cu țapinul în mână, mă aruncă țapinul de la tine, că ai fier, pe atâta fier la țapin. Și fulgerul trage la fier, mă, aruncă-l de la tine. Dă Iliei! Vezi, povestea păgână, că asta vine de la un zeu a nordului, la care era vorba că mere cu car de fier pe nor și tună sau în partea locului, cătă munță de miază zi, zice, durduie și trăsnește. Și în locul zeului ăluia, la 20 iulie, s-a fixat Sfântul Ilie și acum l-a pus pe el că trăsnește. Dar sfinții nu trăznesc pe nimeni, ei au altceva de făcut. Glorie Domnului! În schimb, Duhul ăla predomină. Duhul ăla predomină. Am văzut la Câțcău, care nu-i departe de dumneavoastră, în familia Repede, un băiat voinic, în ziua de Sfântul Ilie, a luat căruța cu cai și s-a dus să aducă fândii pe deal. Și apoi a încărcat mult pe căruță, a pus rudă și avea cigă aici jos. Și funia dată peste ruda aia, el a pus piciorul în funie și a tras ca să lege bine fânul pe căruță. Oamenii când au mers mai stătea pe la porți, nu mere mă, e ziua de Sfântul Ilie, mă, te trăznește Sfântul Ilie, nu mere mă. Ha, lasă-mă cu sfinții voști, că oamenii, și dacă se pocăiesc, nu se pocăiesc de tot. De exemplu, un om pocăit trebuie să respecte pe ceilalți, să nu facă ca ei, dar să nu meargă frontal, că nu-i bine. Măi, când o tras odată, cum ai tăia cu firezul? S-o rup ruda aia de la loc și-o venit și-o dat în cap și-o crepa capul pe loc. N-am mai zis tu că tăcei din Câscău să lucre în ziua de Sfântul Ilie, că nu te mai ascultă nimeni, că au avut un caz, așa, vezi? Și multe din alea, dar nu Ilie le face nici Dumnezeu, le face diavolul. Frații noștri au învățat din Scriptură că zilele vieții unui om sunt numărate și se termină când vrea Dumnezeu. Amin. Dar nu totdeauna e așa. Zilele unui om se poate termina când vrea diavolul și când vrea omul. Și cei normali când vrea Dumnezeu. Așa că, de exemplu, mor în accidente. Vai, Domnul a vrut așa, zicea Vereș odată. Ce să faci, Hozan, Domnul a vrut așa. Măi, Nelu, nu mai minți, mă. Ce vrea Dumnezeu să umple Clujul cu orfani din biserică de la tine, mă? E voia lui Dumnezeu, mă? Nu mai minți, mă. Pă cum, mă, Hozania? Pă așa bine, tu ești de vină.
cum eu sunt de vină? Tu ești de vină? Lasă-mă, mă, că nu mai pot nici predica. Păi nici nu merită tu să predici. Că tu nu i-ai educat pe oameni, mă. Tu nu le-ai spus niciodată în biserică. Dacă scrie 30 în curba asta, păi nu te duc cu 80, mă. Că semnele alea au fost puse după întâmplări. Am văzut în Kitchener, acolo, lângă noi, aproape, o intersecție, exact așa, cruce. Toată lumea merea cum putea, nu știu ce. Într-o zi iau nevasta și mergem pe jos la o prăvălie ce trece prin intersecție. În mijlocul intersecției, un butoi mare, vopsit cu negru și cu roșu, și în el un par, cum aveți parul ăsta aici, și pus cu patru fețe. Pe fiecare față scrie stop, o tablă din aia de stop. Ce-o fi fost aici? Când trecem, numai țândăr era pe jos. Doi fără minte au intrat în intersecție în plină viteză, s-au izbit și au murit vreo 6 inși, pe loc, așa viteză au avut. Atunci autoritățile imediat au hotărât și până azi intersecția aceea are stop din toate patru părțile. Vedeți, pe drum de la Câmpia Turze spre Luduș, la un moment dat, după ce treci de Luncani, drum drept, au murit în total 60 de oameni pe drumul drept. Și s-a pus interdicție pe drumul drept, că oamenii mereau nebunește și mureau acolo. Dumnezeu a vrut așa? Nu, diavolul a vrut așa. Diavolul calculează de când pleci de acasă, ție, și la altul din Brașov când pleacă de acasă. Și unde e curba mai mare, așa îți merge mașina de te întâlnești acolo. Și dacă n-ai grijă, acolo mori. Pentru că diavolul e vrăjmașul sufletului și vrăjmașul vieții. Și el vrea să te omoare oricând. De aceea unii frați să-și roagă fals. Înapoi a mea satană. Auzi, mă, aia e rugăciune de pocăit, mă? Păi nici un câine să nu zic așa. Dar un om. Păi el e cel mai mare vrăjmaș, vrea să stea înapoi a ta? Domnul Iisus Hristos a zis înapoi a mea satană, că adică de acum înainte nu tu primezi, eu primez, tu rămâi în urmă. Dar nu eu, Doamne, să stea în urmă mea satană acum aia. Nu vreau așa ceva, nu vreau. Și el vrea să te omoare. Dar cuvântul lui Dumnezeu zice să nu dați prilej diavolului. Asta însemnează să fii atent. Cum umbli pe drum, cum e mașina, să fii atent, să te uiți cum vine ăla, dacă îl vezi că merge așa, mă, trage-te deoparte, ferește-te tu. Sunt atâția frați de-a noștri, tineri și mai bătrâni, care într-un drum îl tituie câte 3-4 inși, că nu merge corect. Mă, pocăința de aici începe. De cum umbli? Trebuie să se vadă că tu ești pocăit. Doamne Iisus, ajută-ne în toate. Rugăciuni neascultate. S-au rugat fiecare și au zis măcar atât, Doamne ajută-mă când o pleca la drum. Dar nu e ascultată rugăciunea dacă el nu respectă semnele de circulație, că aia-i lege. Și legea e lege, aia trebuie respectată. Că noi nu suntem sub legea veche. Foarte bine, harul Domnului ne-a scos de sub lege. Pentru că legea veche nu era altceva decât un îndrumător spre Hristos.
Atât era legea veche. Un îndrumător sau un pedagog la o clasă. Și clasa legii era evreul, neamurile nu. Și evreul trebuia să asculte de pedagog care îi îndruma la Hristos. Dar au fost elevii ăștia neascultători și când a venit învățătorul, nu l-au cunoscut. Și apoi au rămas și fără pedagog și fără învățător, până astăzi. Dar cei ce au ascultat de pedagog, mulți din ei s-au pocăit. Slăvit să fie Domnul! Și noi, prin har, fără pedagog, dar am auzit o veste. A venit din cer cineva și s-a întrupat în Sfânta Fecioară Maria, pe care noi o cinstim, dar nu o zeificăm, ci o cinstim, că ea însă și-a cântat când a ajuns la ruda ei, la Elisabeta, de acum toate neamurile mă vor numi fericită. Și într-adevăr, dacă una singură de pe tot pământul a căpătat harul lui Dumnezeu să nască pe unicul fiu al lui Dumnezeu, păi fericită și sfântă, dar nu-i pururi vergură, că Evangheliile ne spune clar, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Sfânta Fecioară Maria. Așa scrie? Nu, dar cum scrie? Cum? Nu te teme să iei la tine pe nevasta ta. Deci nu-i mai fecioară, e nevasta ta. Matei 2 acolo. Așa, după aceea, îngerul îi zice așa în vis. Dar de aici încolo și la nunta din Cana Galileea, Domnul Iisus nu-i zice Sfântă Fecioară Maria, încă nu mi-a sosit ceasul. Mamă dragă, încă nu mi-a sosit ceasul. Nu-i zice așa. Fecioară, încă nu mi-a sosit ceasul. Nu-i zice așa. Femeie, ce-am eu face cu tine? Ea fă mama lui. Dar în privințele spirituale, de comandă, de execuție a lucrurilor însemnate și sfinte, pentru Iisus a fost cu totul separat. El a fost Dumnezeu din Dumnezeu și ea a fost o femeie dintre femei. Dar a avut harul să nască pe Fiul lui Dumnezeu, nu pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Catolicii și ortodoxii zice mama lui Dumnezeu, dar nu se potrivește asta. Mama Fiului lui Dumnezeu, e clar, mărit să fie Domnul. Apoi, rugăciuni neascultate. Dacă tu te rogi la sfinți diferiți, o întâmplare poate să ți se întâmple și ție, să se împlinească ceva, dar Dumnezeu nu s-a amestecat acolo. La Dumnezeu toate astea, uite-te cum e cioplită lemnul ăla. Dar ce credeți că Iisus pe o cruce din aia a fost răstignit? Nici de cum. Nici de cum. Citiți în Ioan 19 cu genul tot cu 19, acolo scrie Pilat a pus o însemnare deasupra crucii. Și toți pun însemnarea aici pe capitelul care iese deasupra lemnului transversal. Dar pictorii vechi picta crucea în formă de T și
aici deasupra bătut cuiu pe o panglică care, cum el era spânzurat în mâini, venea până deasupra capului. Și însemnarea aceea era pusă deasupra crucii, în limba lui latină, Iesus Nazareux Rex Iuderion, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Păi de ce ai scris așa, schimbă, pune că el o zis că-i rege, nu a fost regele nostru. Ce am scris? Am scris că rege a rămas și rege este până azi. Glorie Domnului! După 90 m-am mutat în Sibiu, unde am înființat prima biserică pe Lupeni, și după aceea alte biserici în județ, mai multe. Glorie Domnului! Dar Domnul elibera mulți demonizați. Veneau demonizați din toate părțile. Și la un moment dat vin din ăștia culți, între care vine un medic, s-a mutat medic-dentist. S-a mutat din București, că nevastă sa era de aici, din Sibiu, și ea era din familie de baptiști. Și acum și el a trecut la baptiști, că el nu avea nicio religie alta decât chemarea duhurilor înainte. Și vine la mine, nu mai pot, frate Hozan, îs așa de muncit, îs așa de chinuit, nu mai știu ce să mă fac. Dar ce ai? Apoi aș vrea să te rogi pentru mine. De ce, măi? Păi uite-te ce-am practicat. Câțiva din minister, câțiva oameni culți din ăștia, educați de comunism, de Dumnezeu nu vroia să audă, dar de diavolul, erau prieteni buni cu diavolul. Punea o masă mare, rotundă, și pe ea punea pahară pe margine, plin de pahară, adică nu de pahară, de litere, câte două, trei de A, două, trei de B, și așa, roată, umple masa, și la mijloc un pahar. Și să vedeți ce spune el că făcea. Se sculau cu toți în picioare, întinde mâna asupra mesei, și pronunțau o frază, două, ce aveau ei în ritualul lor. Și deodată masa se resus de trei ori. Atunci s-așezau jos, cu creionul în mână, fiecare repede să noteze. Paharul de aici, de la mijloc, era luat de o mână a unui duh și îl ducea pe litere. Ei numai tot scria literele. Când găta de scris literele, aveau clar ce au de făcut. Și cu asta se ocupa. Într-o zi, spune el, n-am apucat să facem noi ritualul ăsta demonic, paharul singur a început a fugi repede și noi am scris toți acolo. Și paharul i-a spus, despărțiți-vă și fugiți de aici, că vine regele din Nazaretul Galilei. Și dacă nu vă despărțiți și continuați, vă veți despărți în familie, veți divorța și alții vor muri în boli groaznice. El cu sorul s-a retras, alții nu s-au retras, dar șopății tăi care nu s-au retras. Și acum au venit ca să mă rog să scape, că duhurile alea să țină după el. Și Dumnezeu l-a eliberat, glorie Domnului. Dar eram mirare pentru mine, om cu școală, să zbăteau toți, cine e ăla, regele din Nazaretul Galilei, cine e ăla? Apoi i-am spus, da, nu știi ce o strigat Pilat, e ce omul. Și apoi o scris, Iesus Nazareus Rex Iuderion. Păi cum, nu știți cine e? Iisus ăla, la care acum ai venit, mărit să fie Domnul. Și Iisus l-a eliberat.
Multe sunt în lume și bine că nu le știți. Mai bine că nu le știți. Dar numai vreau să știți un singur lucru. Iisus e regele regilor. Iisus e viu. Iisus nu e un sfântul nu știu care. Sau sfântul nu știu care. Iisus și toți care s-a lui sunt protejați odată ce au trecut din viața asta, ei se odihnesc. Cum a zis Ioan în Apocalipsa, ferice de acum încolo de morți care mor în Domnul, că ei se vor odihni. De ceilalți nu-i sigur că se vor odihni. Dar cei ce mor în Domnul se vor odihni. Trei femei de pe la Lugoș vin în Simeria la un vrac din ăsta să-și teme bărbați morți. Din ăștia sunt mulți în țară la noi. Și una din ele avea bărbatul pocăit. Cele două vin pe rând, ies afară, tu, minune, și pe pas l-am cunoscut că el e. I-am auzit cum pășea bărbatul și pe vorbă, dar n-am văzut. Și mi-au spus să nu-l mai trezesc. Fiecare îi spunea să nu-l mai trezească. Exact cum a fost pe vremuri cu Samuel. Exact aceeași metodă, o au și azi. Că diavolul e tot același. Și acum urmează nevasta pocăitului. Când vine asta la rând, aia își face bozgoanele ei, dar se întoarnă către ea. De ce mă înșeli? Bărbatul tău nu-i mort. Cum să nu fie mort? E mort de atunci. Iară tot caută. Auzi, la noi, în cărțile noastre, nu-i scris. Mie îmi spune că el e viu. Nu-i mort. Cheamă pe celelalte. Nu, dragă, că e mort de atunci și de atunci. Asta iară caută. Mie îmi spune că e viu. La noi nu-i scris. Dar nu cumva a fost pocăit. Nu cumva a fost botezat. Da, no, ești aici, pleacă de aici. Vezi, dragul meu, ce înseamnă să fii botezat în numele lui Iisus în apă? Să ridice cineva mâna și să te jure acolo, într-un legământ nou. Crezi tu în Iisus Hristos Mântuitorul? Da, cred! Crezi că El îți iartă și păcatele tale? Da, cred! Cât timp vrei tu să ții legământul ăsta? Cât timp vrei tu să slujești pe Iisus? Până la moarte! Apoi asta nu se șterge. Ăsta e un legământ între tine și Dumnezeu. Ăsta rămâne veșnic. Poți să te dai de-a capra, cum vrei tu. Să faci ce vrei tu. Ăsta nu se șterge. Poți să desprânezi, poți să bei, ce vrei. Ăsta așa rămâne până în ziua judecății. În ziua judecății, după ce te judecă, rupe legământul și te duci la locul tău. Dar și oamenii, ui la pocăitul, ce-a făcut, ui ce face pocăitul. Și dacă tu zici, eu nu-s mai pocăit, oamenii tot pocăit îți zice că ești botezat și ești pocăit. Adică ai intrat aici. De aceea Iisus zice, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și pe orice mlădiță care nu aduce roadă, Tatăl meu o taie. Iisus nu te taie, că El e mila, dar dreptatea lui Dumnezeu te pune la o parte și apoi te uști tu încet și mlădițele uscate, sortite să fie arsă în cuptor. Dragii mei, rugăciuni neascultate. Aici întâlnim pe un om, după ce se adună multe noroade înaintea lui Iisus, vine un om învățător de-a legii, o mare în evrei, la evrei.
Și zice Domnului Iisus, învățătorule, eu vreau să te urmez oriunde-i merei. Dar Iisus se uită la el. Auzi, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar în vizuina inimii tale eu nu am ce căuta. În mintea ta unde joacă fel de fel de gânduri și duhuri, eu nu pot face cuib. Așa că, ce să vii tu după mine? El ce s-a gândit? Cu ăsta facem mari sprăvi. Dacă merem în război, batem și Roma. Că ăsta, dacă moare unul dintre noi, îl înviază. Dacă îi taie unul cu sabia o mână, o pune la loc. Cu ăsta învingem. Mor toți din ăia alalt, dar noștri sunt toți reparați. Cu el viu oriunde mere. Și la Roma de mere în război, o viu cu tine. Dar nu ăsta era gândul direct. El avea un gând de înălțare. Așa cum vin mulți la biserică cu un gând. Eu școlat, eu știu, ăștia nu sunt cu școală. Pe mine, dacă mă pune, apoi o fac treabă. Și cu asta vine și rupe biserica. Și face minuni. Dar nu vă lăsați amăjiți. Păsările cerului își fac acolo cuib și viclenia, vulpile își fac acolo vizuini. Dar fiul omului trebuie să odihnească în inimile noastre și în capul nostru. Mărit să fie Domnul Iisus. Păi, eu n-am casă, eu măgarul de împrumut, hainele-s de împrumut, n-am masă, n-am pat unde să te culc. Vai de mine, așa sărac ești tu. Atunci nu mai viu cu tine. Și nu se mai pomenește în Evanghelie niciunde de el. Că rugăciunea lui nu a putut fi ascultată. Vezi? Vine alt om, ăsta era pocăit, ăsta era de-a nostru. Învățătorul ei. Eu viu după tine, vreau să fiu ucenicul tău, dar mai întâi nu ești tu primul, mai întâi tata. O murit tata, lasă-mă să mă duc să-l îngrop. Mă, puțin aminteai tu. Păi dacă vii după mine, păi nu mai ai tată, nu mai ai mamă, că trăiesc, că mori, eu trebuie să fiu primul la tine, nu tată și mamă. Lasă morții să-și îngroape morții lor, tu urmează-mă. Dar mulți nu fac așa. Eram băiat tânăr și tată solionaș de la Valea Groșului, ține pe soră de-a mamei mele. Era un teș, Aurel îl chema. Atâta l-am iubit pe omul ăla că de mic umblam cu vitele și ne întâlneam la margini de hotar. Căutam să ne întâlnim. El atâtea povești spunea de ce se fascina cu poveștile. Nu avea școală, dar așa avea ținere de minte. Și deodată am auzit că a murit. Măi, am plâns, mă, pe un teșul meu ăla scump. Și începem să mă duc la adunare. Știem că pe Valea Blidăroui era o familie rusu-tănase și sora Catiță. El cânta frumos, ea prorocea, exact, fain tot. Mă duc acolo la rugăciune, dar eu plâns un pic. Ea nu putea ști ce s-a întâmplat în Valea Groșului. Nu a avut de unde știi, nici ce gând am eu. Dar eu eram cu gândul să mă duc la mort acolo. Băiat tânăr, strigă Duhul Sfânt prin sora Catiță. Tânărule,
lasă morții să-și îngroape morții. Tu n-ai ce căuta acolo. Doamne, pe dată diavolul mi-a pus în gând, vai, dar cum e Dumnezeu așa să nu mă lasă să mă duc la unchiul la mort? Am considerat o nedreptate. Dar după aceea Domnul, prin Duhul Său, mi-a luminat și mie mintea. Păi tu dacă te duci singurul care vrei să urmezi pe Iisus, că încă nu eram, și ăia alți toți acolo vorbea, vor ăsta, păi te vor săli și pe tine, păi tu strâși credința. M-am liniștit și apoi am mulțumit pentru cuvântul prin Duhul Sfânt, că nu m-a lăsat să mă duc acolo. Dar nu știu dumneavoastră cum sunteți. Pe aici știu odată am fost la Căian când a murit un frate acolo din neamul lui Hiticaș, lovit de o țaglă când a înturnat unul aspru macaraua și el era în vagon să dezlege și l-a bătut de vagon și l-a omorât pe loc. Și au rămas vreo 11 copii. Și au trimis după mine și am sosit cu mare greu la mormântare acolo. Dar m-am și potignit acolo, că când s-o gătat să meargă către groapă, toată lumea cu colăcei la poartă. Ce țigănie e asta, mă? Păi asta e pocăință? Faci și tu ca ortodox și ce e aia, mă? Ca catolicii care dă în numele mortului? Păi ce jertfez neamurile, jertfez dracilor? Ce mai mâncă mortul, mă? Duhuri de înșelăciune. Când venim înapoi, toată lumea la masă, tot m-au făcut ca un ospăț. Acolo. N-am vrut. Păi cum? Dar o dăm în numele mortului. Dar oamenii ceilalți, probabil, care cum intra, Dumnezeu să-l ierte, să-i fie pomeană. Păi cum e, mă, acum și numele mortului și pomeană? Ce e aia, mă? Păi de ce n-ați făcut masa asta cu 3 zile înainte de a muri, să stea și el în capul mesei și toată lumea să dea mâna cu el, nu după ce a murit, acum dai numele mortului. Păi nu faceți din alea, mă. Lasă-mă să mă duc să îngrop pe tata. Mă, lasă-l pe tată tău și lasă pe mamă ta, dacă vrei să urmezi pe Iisus. Du-te numai în cadrul potrivit, plătește ce trebuie plătit, fă ce ți-o cerut el, dar tu nu te amesteca. Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana Galileea, toți au beut de s-au îmbetat. Așa scrie Biblia, nu? Erau toți amețiți. Cum o zici, nu? Mă, ce ai făcut, mă? Toți la nunțile astea pun întâi vinul ăl bun și după ce oamenii s-au cherchelit un pic la cap, au le dă apă teoră, ca să aibă ce bea. Dar tu ai făcut altfel, mă, tu ai pus vinul ăl bun la urmă, care cum bea, cum îi se deschidea ochii, că nu era vin din viță, era apă binecuvântată. Amin. De Iisus. Dar Iisus s-o băga de ajetele în apa aia? Nu. O beau vreun pahar de acolo? Nu. El a făcut o minune ca să trezească mințile oamenilor. Dar Iisus n-a beut, cum zic mulți, cum mă, tu nu bei? Și Iisus a beut. Dar unde scrie, mă, că a beut Iisus? Apoi în Luca și în Matei, mă, tu n-ai citit Biblia, mă. Tu n-ai citit Biblia, mă. Păi caut atât în Matei cât și în Luca. Vezi ce scriu evangheliștii ăștia? Că evreii și învățații timpului de atunci ziceau despre Ioan Botezătorul are drac. De ce? Merea femeile cu o bucată de cozonac. Eu n-am mâncat de astea, nu mânc. Ducea o cană de ceai. Eu nu beau din astea. Ducea lapte, o supă. Păi eu nu. Păi cum trăiește ăsta, mă, nu mâncă nimic? Îi sare peste picioarele goale câte un cosaș de la de iarbă cu picioarele ca firezul la drujbă.
trece peste picioare, îl iei de acolo, îl bagă în gură, merge mai încolo și imediat calcă pe un fagure de bumbărițe, de albine de alea sălbatice, îl iei și îl mâncă cu tot. Și el e și puternic și sănătos. Odată un tânăr teolog de-a nostru a fost și a botezat vreo 9 persoane undeva. Ne întâlnim, vai frate, am botezat 9 inși fără ajutor, singur. Așa m-am chinuit cu ei și i-am botezat, săracul de tine. Păi eu am botezat odată 90 și ceva, dar eu nu m-am chinuit deloc, era drag să fac. Și tot fără ajutor, mă. Dar eu am botezătorul, botezat o țară întreagă, mă, și nu s-o chinuit. Și nici n-o mâncat, și nici n-o beut, căci un cosaș de așa, dă-i drumul. Tu nu l-ai băgat în gură, Doamne, fier cosașul ăla. Dar cum te-ar zgârie pe gât la vale? Vezi? Dar el era sănătos, mă, și destul de puternic. Pare drac, Ion. Avea ei dreptate, Ion avea drac? Nu era el plin de Duhul lui Dumnezeu? Voi ziceți, adică vrăjmașii lui Iisus și a lui Ioan, Ioan are drac. Tot voi ziceți, iată un om mâncăcios și beutor de vin. Avea dreptate? Păi el nu era unul care să nu-l mai vezi sătul. Eu am fost cu un pastor la o masă în America. El nu era american, era din părțile astea. Măi, dar o mânca porția lui. Eu n-am putut mânca tot, o tras-o către el, o mânca tot. Și-o mai cerut o porție și-o mâncat-o și pe aia. No, acum, dacă Iisus ar fi așa să fi mâncat așa, avea drept să-i zică om mâncăcios. Dar Iisus era tare cumpătat. Slăvit să fie Domnul. Și dacă el ar fi luat un pahar, mă pune în șimnie aici și ar fi beut, avea drept să-i zică beutor de vin. Dar nu a făcut așa. Și ucenicii lui după el niciunul nu a beut vin. El, fiindcă nu se cunoștea că cu o linguriță de picarbonă, broză, cum îi mai zicea bătrânii, nu? Dacă o iei după o mâncare grasă și cu un pahar de apă, îți face ordine în stomac. Nu știu de din alea cum mânca, cum se balona și gaze și urca la cap și îl durea capul. Și Pavel zice, Timotee, din pricina deselor tale îmbolnăviri, adică el nu era bolnav, se îmbolnăvea după mâncări. Și din pricina stomahului tău, care e leneș și nu rumegă și nu face treabă, să nu bei numai apă. Păi ce-o zici prin asta? Toți apostolii, ca și Timotei, nu beau numai apă. Să iei și cât e puțin vin. Dar scrie Timotei, mulțumim, părinte Pavele, că de când beau câte un pic de vin, așa bine mă simțesc. E scris asta? Nu-i scris niciunde, nici voi să nu beți. Feriți-vă de beutură, feriți-vă de alcool, feriți-vă de pomeni, că pomenile sunt împărtășire cu dracii. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii, zice Apostolul Pavel în Corinteni 1:10 acolo. Voi beți din paharul Domnului, cum să beți și de acolo? Voi mâncați trupul și sângele Domnului, cum să mânci tu și de acolo? Nu mâncați ce nu-i de mâncat și feriți-vă de alcool. Ce se întâmplă cu o pomană? Odată un frate scump era pe la Caransebel, se trăgea din Fodora. El o gândi că ce ispravă face. S-a împrietenit cu preotul ortodox, dar preotul ortodox o știu bine ce face. Mai el nu știu, păstorelul ăsta, Dârjan îl chemă, a murit el de mult.
Preotul când era câte o mormântare, hai domnul pastor, hai, ții un cuvânt la noi. Bucuros. Și eu am fost la zeci de ortodoxi. Ba, ortodoxi ce nu îngropa preoții, că nu și-o plătise doxa sau ce știu ce, veneau după mine și eu îi îngropam. Dar ăsta era cu tentă. După ce găta mormântarea, îl poftea la masă și îl pune pe el și mânca cu popa. Mă, ce mândru să simță. Știi cum a sfârșit? Habar n-ai. O sfârșit în homosexualitate și în curvii. Pentru că de la început este scris asta, în numer 25. Balaam îi chema de regele Balac să blesteme pe Israel. Un popor a ieșit din pustia, cope, vai, scală custele astea, dacă intră în țară, mâncă tot. Să vii să-i blesteme. Și Domnul îi spune, nu te duc, că e un popor binecuvântat de mine. El era arab, e pe râul Eufrat. Nu pot să viu că Domnul, a, căpetenile astea nu au fost în stare să te lămurească. Lasă că trimite-o altele mai cu vază și să ducă elegant îmbrăcați în haine de împărați acolo și cu diplomile lor. Ui, cine suntem noi? Împăratul zice să vii să blesteme un popor. Păi nu pot să vin. Dar nu le-au spus și lor. Domnul zis să nu viu. De ce nu le-au spus? Îi era inima, doară, doară, primesc mă daruri împărătești. Cine știe ce, cu ce mi umple la buzunarele sau de saga sau așa. Mai rămâneți peste noapte. În toiul nopții, Domnul vine. Cine să ăștia? Ui, cine îs? Ce să mă duc cu ei? Domnul s-a uitat la inima lui. Lui trebuie daruri, vrea să meargă. Mă, dacă vrei să meri, du-te, dar să nu vorbești numai ce ți-o spune eu să vorbești. Bine, bucuros, dimineața, hai la drum cu cărăula. Mergând pe drum, el călare pe o măgăriță. Măgărițele nu ca la noi, ci sunt un soi de măgar mult mai înalt, mai mare. Am văzut în Ierusalim, unul făcea bani pe un măgar din ăla. Venea și cine vroia să călărească măgarul, trebuia să-i dea $10. Și apoi îl purta pe două tripotești pe acolo și... Dar era solid măgarul. Pe unul de ăsta mic să mere atâta drum, cam. În fine, măgărița îi se împotrivește, o bate. Și ce face Dumnezeu, mă, ca să te împiedice? Deschide gura măgăriței și cu cuvânt omenesc îl întreabă, de ce mă bați? Nu sunt eu măgărița pe care tu ai călărit totdeauna, ți-am făcut eu așa ceva? Păi nu, păi de ce mă bați? În timpul ei se deschide ochii, un înger mare cu o sabie scoasă stătea în cărare. Și acum măgărița nu mai vorbește, dar vorbește îngerul. De nu făcea măgărița gesturile astea și trecea înainte, pe tine te omorăm, dar pe măgăriță o lăsam să trăiască. Fii atent, să nu vorbești numai ce ți-o spune eu. Și ăsta a apelat ca la vrăjitorie. Mai fă-ne un altar, fă 7 altare. Doamne, fă bine, iartă-mă, de multe ori am mai auzit și proroși prorocini. Să adun 7 bărbați, să te rogi 7 zile, să... Doamne, iartă-mă. Amin. Păi noi trebuie să ne rugăm neîncetat. Amin. Amin. Neîncetat. Nu te rogi 7 zile și apoi ai uitat că e Dumnezeu deasupra ta sau că tu ești al lui Dumnezeu. Asta nu le văd eu chiar așa.
Domnul să mă ierte, poate greșesc în asta. Dar, mă rog, îl poartă, păi știi, nu l-ai văzut bine, hai ne urcăm în piscul ăla la alt acolo și de acolo îi vezi bine să urc acolo. Îl văd pe Israel ca pe o turmă liniștită și așa. Și eu nu văd nicio nelejuire în Israel. Vezi cum se uită Dumnezeu la noi în adunarea asta? Când suntem înaintea și în prezența Lui, El nu vede nicio nelejuire în noi. El ne socotește sfinții Lui. Glorie Domnului! Ai, pleacă, că Dumnezeu tău te împiedică să iei daruri din mâna mea. Hotărâsă-mi să te îmbogățesc, dar nu te lasă Dumnezeu tău. Scoală-te și pleacă acasă. Apoi cum să mă duc? Am venit atâta drum să mă duc fără daruri. Haideți că vă voi arăta ce s-a întâmplat. Haideți. Și o dus într-o peșteră cu ședință închisă acolo, uși închisă. Și era Balac și cinci împărați moabiți acolo și prorocul între ei. Și aici își pierde titlul complet de proroc, fiindcă aici alunică la gâcire. Auziți, Dumnezeu la poporul ăsta e foarte tare. Voi nu-l puteți bate pe poporul ăsta, că e Dumnezeu cu ei. Dar eu vă arăt cum îl puteți bate. Dumnezeu ăsta așa tare și tare gelos. Și învățați-i pe fetele voastre, îmbrăcați-le sumar, să n-aibă mâneci, peptul gol, spatele gol, fustele până din sus de genunchi, cât mai scurte. Că așa-s femeile străcate. Și apoi încingeți-le cu ceva așa minor pe ele și faceți mâncare, tăieți vite, mă, faceți un gulaș din ăla unguresc, să-mi miroasă de la un kilometru, și faceți cuptoare de pâine. Ăștia s-au născut în pustie, au crescut în pustie, n-au mâncat numai mană. Ăștia nu știe ce-i mâncarea, dar când le va sosând năr, mirosul ăla, ori da buzna, să nu-i opriți, să-i serviți pe fiecare, numai să ziceți, măi, asta e numele prințului cutare care mor de 10 ani, alta, asta e numele princesei cutare, asta e numele mortului cutare, și dați-le pomană să mânce, că Dumnezeu e gelos, cum vor mânca din pomană, îi părăsește, apoi poți bate. Unde e scris asta? În Biblie, bine ai zis. Slavă Domnului! Ne-a deschide, sora, acolo Biblia, la Psalmul 106 și să citească careva cu voce tare de la Psalmul 24 la vale, de la versetul 24 la vale. Să vedeți ce i-a învățat Balaam. N-ați găsit? Nu, sus, în picioare. Indiferent cine, numai sus. Tare sau... N-au crezut cuvântul Domnului, ci au crătit în corturile lor și n-au ascultat glasul lui. Atunci el a ridicat mâna și a jurat că va face să cadă pustiu, în pustiu și le va dobori sărânta printre neamuri, îi va împrăștea în mijlocul țărilor. Ei s-au lăpit de bal de or. Încă o dată asta. Tare. Ei s-au lipit de bal pe or și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și orgia a izbunit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată.
Asterurgia sau prin lucrul acesta a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecini. Amin. Ați văzut ce s-a întâmplat? Și pentru că au mâncat pomană. Într-o zi au murit câte mii? 23.000. Și nu numai au murit. Ca a doua zi, Moise, nu știu unde o fi fost, m-a dormit, ce-a făcut când s-a întâmplat aia. A doua zi o chemat toate căpeteniile poporului la pârâu și o pus ostași pe lângă ei și o spânzura pe toți. Și a treia zi a început să pună alte căpetenii și acolo să numără câte căpetenii au fost omorâte, cât s-au trebuit înlocuiți. Pe lângă 23.000, încă câteva mii, pentru că au mâncat pomană după mort. Fiți foarte atenți! Lasă morții să-și îngroape morții! Rugăciuni neascultate! Nici pe Balaam nu l-a ascultat când ar fi vrut din nou să-și ia activitatea. Nici pe ăsta, că vrut eu mă duc cu tine oriunde. Nici pe ăsta alalt, că vrea să îngroape pe tata. Pe niciunul nu i-a ascultat. Dar acum, nu știu, pe mine mă mai puteți asculta? Doamne Iisus, să fii slăvit! Sigur că n-am gătat, nu, numai o primă parte și ora 12 și ar trebui să încheiem și vom încheia, nu mă duce. Poate cu altă ocazie ne-am ocupat de potolirea furtunii, că când eram mic, mama n-a avut piept și mă dădea la o soră, nu erau pocăite niciuna, că și aia a avut o fată născută deodată cu mine și pe ea o chema, nu știu, Zini sau așa ceva. Noi zicem Lelea Zină. Și aia avea pept, avea lapte mult. Apoi mama mă dădea la ea, mă alăpta. Apoi când am fost mare și m-am dus pe la sat și am întâlnit-o pe Lelea Zină, cum era soră, când m-a văzut odată, măi Vasile, datorită mie ai crescut tu, că și tu cu trejica împreună ai sub peptul meu. Dar de tine era așa de groază, avea o gură mare, mă, așa sujeai de gândeai că îmi iei peptul de la mine. Pă, sora Zină, trebuie să am gură mare, că eu naș din Dobrocina și altul, când m-am băgat întâi în adunare, au zis, Dumnezeu vă face din ăsta un predicator. Așa că predicatorii au gură mare. Și la masă nu le dau o linguriță de copii, că păi nu-i mai saturi. Dă-le lingură bogată pentru gura lor. Doamne Iisuse, du-ne în rai că aici pe pământ îi bai. Da, ca să scăpăm de bai, trebuie să avem rugăciuni care să fie ascultate. Am depănat aici rugăciuni neascultate. Și ați văzut ce periculos e să cei ce nu trebuie. Totdeauna când cei ceva de la Dumnezeu, să cei în cadrul biblic, în ceea ce-i scris, și să fii bucuros că ai curajul să-i spui lui Dumnezeu, Tată, și să cei de la Dumnezeu cu toată inima, mărit să fie Domnul Iisus. Totodată să ai credință de plină că ești ascultat. Nu te ruga îndoielnic, nu te ruga plângând, păi nu-i rugăciune, mă. Proslăvește-L pe Cel ce te-a mântuit și mulțumește-i și așa cere-i. Dacă n-ai o pincă și vrei o pincă, cere-i o pincă, că-ți dă. Nu mai găsești în prăvălie, dar nu știi, vine un moț cineva și îți dă o pincă. Dacă tu cei o pincă, ce El îți dă? Eu am cerut porc
Venea Crăciunul și n-avem porc și n-avem bani și ne-am făcut casa în 70. Și nu avem, am luat nevasta de mână și ne-am dus în casă dinainte, avem pus nisip să băgăm sub dușumele, să nu fie ploaie pe el. Ne-am împlântat acolo, Dumnezeule, copiii mei în toată dimineața pe geam, ba acolo-i bărbălaie, ba acolo, lasă să mă duc și eu, ce să-i lași mâncă pe ăla dacă merge acolo, mânca urechile la porc. Stați acasă, nu mereți, mă, nu mereți, dar nevasta, măi, tu nu vezi copiii ăștia cât îți de galbini, mă, nu avem mâncare, nu avem nimic, nu. Păi du-te, ia împrumut, eu nu iau împrumut. Am trecut prin viață, dar eu n-am împrumutat 100 de lei sau acolo 100 de dolari. Eu n-am împrumutat. Când n-am avut, pe genunchi. Și ne-am rugat, mă, și ne-am rugat lui Dumnezeu. Și când e la un moment dat, vine unul, auzi, am un porc mare. Pentru mine e prea mult, n-am ce face cu așa un porc mare. Nu vrei să-l iei dumneata, eu îl iau bucuros, dar n-am bani. Dar nu te-am întrebat de bani. O să-mi dai când poți. Și-am tăiat porc, mă. Dacă ala l-am cerut, ăla mi l-a dat Dumnezeu. Și câte n-aș putea să vă spun din astea. Doamne, fii slăvit. Dar acum venim la altă stare. Ai o boală în trupul tău. Cum și aici sunt mai mulți, îți veseli, îți grăsuți când mă uit așa cât văd eu, că nu văd până nu știu unde. Ochii mei mai încurc acum. Toți îți grăsuți, toți îți frumoși, bine îmbrăcați, dar pe din lăuntru cum stați? Pe din lăuntru sunteți tot așa frumoși ca obrazul? Sau mai aveți ceva ce coace, ce doare, ce roade? Și aș vrea să mă rog pentru acele părți care nu se văd. Amin. Da, știți ceva? Trebuie să credeți că dacă ne rugăm, Dumnezeu face. Amin. Și acum, dacă v-am vorbit de rugăciuni neascultate, acum vreau să vă încredințez că sunt rugăciuni ascultate. Amin. Măriți să fie, Domnul! Ce s-a citit dimineață din pilda aia judecătorului nedrept? Vedeți ce-a făcut judecătorul nedrept? Ca să nu tot vină să-mi bată capul, am să-i fac dreptate. Acum, astăzi, să bateți capul lui Iisus. Amin. Nu cu spini, cu laude, amin, cu mulțumiri. Și apoi cu rugăminți, ascultă-mă, Iisusă! Și El e gata să ne asculte, fie-i slăvit numele Lui. Eu sunt așa de bucuros de Iisus. În atâtea ocazii am cerut și m-a ascultat. Am fost și eu odată bolnav cu pancreasul. Chiar am avut o comă pancreatică. Aproape 12 ore. Și am chemat pe unul Hanzi din Germania, că eu am fost pe la ei, m-am rugat pentru bolnavii lor, în sectorul lui acolo. Acum am auzit că e prin România, am căutat și l-am chemat. Vină la mine că eu așez de bolnav cu pancreasul. Și promite, într-o mare seară sosesc acolo. Am adunat toată adunarea. De la etaj, de-a deaui așa am coborât. Cum pășăm cu pasul aici, gândeai că dă cu un baros. Mă, ce stare grozavă! Și am sosit în biserică și nu m-am dus la amvon, m-am pus acolo pe un scaun, că nu putem sta în picioare, așa. Și începe rugăciunea și vine Hans. Când vine Hans lângă mine, ia hai mai aproape, când vine Hans lângă mine, pune o mână pe cap și o mână pe pancreas.
Doamne Iisuse, te rog să vindești pancreasul lui Hozan, îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Așa e spit-o băgat în mine. Doamne, iartă-mă! Păi eu mă rugam cu foc pentru bolnav. El, trei cuvinte. El a văzut că am schimbat fața, știi? Frate Hozan, iartă-mă! Dar Domnul lucră. Amin. De atunci până azi nu mă mai durut pancreasul. Gloria. Deci n-așteptați rugăciuni de kilometri. Două vorbe cu har. Amin. Două vorbe cu credință. Amin. Asta e ca la bancă, mă. Dacă tu te rogi zi de zi, noapte de noapte, tu stai în rugăciune, te rogi în continuu, pocâncei ceva. Nu mai trebuie să stai nu știu cât să ce. Îi spui ce-ți trebuie. La bancă cum e? Bagi în luna asta 1000, 2000, bagi ce știu când. Când ai nevoie, banca poate e închisă, dai bancomat afară. Te duci, ți-ai făcut codul și imediat îți vine bănuță. Dar dacă tu n-ai băgat nimic la bancă, păi du-te și fă-ți codul, că păi vine poliția și te iei de acolo și nu că vezi niciun ban. Așa e și cu cerul, măi. Dacă tu depozitezi ziua, noaptea, rugăciuni, cum te-a învățat Sfântul Cuvânt, citit mai înaintea mea, atunci nu trebuie, nu știu cât, să crezi. Și în două, trei cuvinte ai căpătat ce ai cerut. Amin! Amin. 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 Sunt mulți care ar dori rugăciune dimineața asta, acum au trecut de dimineață, după masa. Sunt mulți? Ridicați câte o mână care vreți să... Măi, Doamne, toată adunarea mea, măi. Atunci am auzit, cum v-am spus, n-avem timp lângă fiecare, nu știu cât. Dar vă rog pe coloarul ăsta să nu vină nimeni. Pe coloarul ăla și pe coloarul ăsta la, pot să vină și lucrătorii care s-au ordinați să vină în coace. Și unul va sta rezemat de partea aia și unul de partea asta și altul mai încolo și cât sunt ei. Și unul să facă ungerea cu undele aici și să treacă pe supunerea mâinilor. Fiecare să pună mâna pe cel pe care trece prin față și să strânge la Iisus, vindecă-l, Doamne! Amin. Și cel care trece să strânge cu credință, Iisuse, eu cred că Tu mă poți vindeca, vindecă-mă! Și în câteva cuvinte, fiecare să treacă unul după altul. Să plece vindecat. Când amin. Sunt ordinați care pot să facă. Hai, dați-mi coate!